Bună ziua! Astăzi vom avea un scurt dialog despre cele două lumi distopice prezentate în 1984 de George Orwell și Minunata lume nouă de Aldous Huxley. În mare parte ne vom axa pe diferențele și asemănările dintre aceste două regimuri. Prima diferență este îndobitocirea versus infantilizarea. În distopia lui George Orwell este prezent clasa proletar, care reprezintă majoritatea populației. Aceasta este limitată atât în alimentație, cât și în educație, ceea ce aud și ceea ce văd. Astfel, singurul scop al acestei clase fiind supraviețuirea, adică aceștia nu au când se gândească ce vor face în ziua de mâine sau cât este de moral sistemul sub care trăiesc. În Minunata lume nouă este ideea de condiționare a embrionelor. Fiecare individ în acea societate este practic la fel, gândește la fel, mănâncă același lucru și are accesul la aceleași servicii. Cele două caste, alfa și beta, pe când gamma și delta sunt doar muncitorii de rând. Este interesant faptul că în această societate nu poate să vină ideea de rebeliune, și ea lucrează la fel ca și un stup de albine. Să vedem o diferență pregnantă a acestor două sisteme. Natura umană, în 1984, este prezentă și este subjugată, în timp ce în romanul lui Huxley, natura umană este schimbată în favoarea sistemului. Mai departe vorbim despre o altă diferență, și anume abstinență versus libertinaj. În 1984 este prezentă o continuă penurie a resurselor din cauza unui război continuu, deoarece toate resursele sunt predate războiului, pentru război, și oamenii trăiesc într-o anumită sărăcie. Și astfel, probabil, este mai ușoară impunerea acestui sistem, deoarece omul când nu are ce mânca, nu se poate gândi la anumite chestii, cum ar fi cât este de corect ceea ce fac autoritățile, de exemplu. În Minunata lume nouă este ideea de o pace continuă, un stat mondial. Astfel, libertinajul nu prezintă o problemă pentru ei, totul este liber și accesibil. Iar dacă, de exemplu, te întâlnești niște stres în viața de zi cu zi, ești liber să iei soma, un fel de drog care îți înlătură orice gând de stres sau de rebeliune. Observăm că în aceste două cărți, de asemenea, în 1984, populația are disponibilitate sau un anumit drog, este prezentă ideea de a te concentra pe ziua de azi, a nu te gândi la ziua de mâine. Mai departe, o altă diferență este război etern și pace eternă. În 1984 este prezent război etern. În război între statele lumii, și anume trei state ale lumii, Eurasia, Estasia și Oceania, astfel creându-se inamicul fictiv pentru fiecare și mărindu-se într-o oarecare atât productivitatea populației, dar și dându-le un oarecare sens, adică un oarecare scop pentru care aceștia știu că sunt subjugați nu degeaba, adică trec prin aceste suferințe nu degeaba. Cum am menționat mai sus, comparația cu stupul de albine, la fel și Minunata lumii nouă este un consiliu mondial, cum ar fi o matcă, care este format din 7 oameni, care controlează statul mondial. Astfel, și dacă fiecare individ este la fel în Minunata lumii nouă, atunci fiecare trăiește în pace. La fel, condiționarea embrionilor are loc și condiționarea individului are loc și mai apoi în viața matură, fiind prezent printr-o anumită hipnoză. Aș vrea să adaug ideea că acest război continuu și inamic fictiv ar reprezenta anume o justificare a sistemului, adică de ce lui s-ar arăta anumite atrocități pe care el le creează și le face. Mai departe, noi am vrea să menționăm anumite asemănări între aceste două sisteme și vom începe cu lipsa familiei. În Minunata lume nouă, cum am mai spus, copiii se nasc din neaprobetă. Astfel, ei nu au părinți,
mamă sau tată și cuvântul acesta, în general, în societate, este privit cu dezgust. Deși în această lume este prezent o anumită rezervație, unde oamenii în continuu se nasc, adică pe calea naturală. Acești oameni sunt priviți ca niște oameni din trecut, sunt priviți cu dezgust față de societate. În 1984, de asemenea, se prezintă această caracteristică, făcându-se aluzia la regimurile comuniste din secolul 20, astfel încât copiii erau folosiți pentru turnarea, de exemplu, trădătorilor regimului, și anume părinților lor, astfel familia fiind absolut neimportantă, deoarece regimul este mai presus și de familie și de orice. În concluzie, aceste două regime, după părerea mea, reprezintă un scenariu pentru un viitor inevitabil. Astfel, după cum am văzut, în nata lumii nouă, la fel, în opinia mea, mi se pare mult mai real pentru timpurile noastre decât 1984. Un fel de condiționare prenatală, împărțirea în caste și falsul elogiu al inteligenței, pe când în 1984 este o constrângere a acestea. Eu, mare parte, sunt de acord cu Bogdan, însă anumite caracteristici din 1984, cu toate că se făcea aluzia la regimurile comuniste, era double thinking, de exemplu, care este prezentă și mereu, de fapt, a fost prezentă în societățile umane. Anume, adevărul fiind înlocuit cu un lucru fals și apoi, până la urmă, omul crede în acel lucru fals, ca cum el ar fi adevărul inițial, cam așa. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și în continuare o zi bună. La revedere! La revedere!